Doamnelor și domnilor, bun găsit la Jurnalul TV Giurgiu, iată care sunt știrile zilei. 18 profesori din Giurgiu au fost condamnați pentru fraudă la bacalaureat. Giurgiuvenii acuză primăria că masacrează pomii din oraș. Senatorii au acceptat modificarea legii antifumat. Deputatul Florian Nicolae pledează și pentru proiecte destinate protecției mediului. Jandarmeria Giurgiu își va deschide mâine porțile pentru giurgiuveni. Tribunalul Giurgiu a dat sentința în cazul dascălilor giurgiuveni acuzați de fraudarea bacalaureatului din toamna anului 2013. Astfel, 18 dascăli, unii dintre ei directori sau directori adjuncți la vremea aceea, au fost condamnați cu pedepse de până la 3 ani de închisoare cu suspendare. Decizia instanței poate fi atacată. La sesiunea de toamnă a bacalaureatului din anul 2013, 53 de candidați au fost favorizați de către dascăl giurgiuveni să promoveze după ce le-au acordat note mai mari decât meritau. Cele mai multe dintre notele acordate fraudulos au fost de 5, 6 sau 7 și au fost date unor candidați care realizaseră în realitate lucrări evaluate cu note sub 3. Sumele primite de profesori au fost între 100 și 1000 de euro. Procurorii au intrat pe fir și 64 de dascăl giurgiuveni au fost trimiși în judecată. Miercuri 30 martie 2016, instanța Tribunalului Giurgiu a decis în cazul a 18 dascăl giurgiuveni condamnări cu pedepse de până la 3 ani de închisoare cu suspendare. Prin sentința penală numărul 175/2016, pronunțată de Tribunalul Giurgiu în ședința publică din data de 30 martie 2016, în dosarul numărul 911/122/2015, au fost condamnați inculpații: Constantinescu Adrian Dinu, Băluță Gheorghe, Băluță Andreea Mihaela, Andrei Ioan, Iacob Adriana, Dumitrescu Rareș Adrian, Tudor Ion, Ursu fostă Oprina Maria, Ionescu Iolanda Luisa, Nicolae Nicoleta, Ghimpețeanu fostă Chiran Georgeta, Martac Elisabeta, Anton Georgeta, Ivan Lucica, Bobarul Luminița Iulia, Bădoi Niculina și Pândaru Marian. La pedepse rezultante cu închisoarea cu suspendarea executării sub supraveghere pentru comiterea infracțiunilor pentru care au fost trimiși în judecată. Hotărârea nu este definitivă. Inculpaților condamnați li s-au fixat în sarcină anumite obligații care vor fi puse în executare după rămânerea definitivă a sentinței penale prin serviciul de probațiune de pe lângă Tribunalul Giurgiu. Chiar dacă decizia instanței nu este definitivă, putând fi atacată la 10 zile de la comunicare, dascălii giurgiuveni care au fraudat examenul de bacalaureat din 2013 nu mai pot face parte din comisiile de examinare de la bacalaureat sau alte examene timp de 5 ani. De asemenea, instanța a dispus și scăderea notelor acordate ilegal pentru cei 53 de candidați favorizați, ceea ce înseamnă că în cazul unei pronunțări definitive, diplomele de bacalaureat eliberate în urma fraudei ar putea să nu mai fie valabile. Cartierul Policlinică riscă să-și piardă titulatura de cartier verde în urma acțiunilor de toaletare a copacilor dintre blocuri. Oamenii din zonă sunt nemulțumiți și spun că operațiunea este abuzivă și irresponsabilă. Mai mult, giurgiuvenii consideră că principalul vinovat de masacrul verde este primarul Nicolae Barbu, care este preocupat acum de tăierea arborilor. Locatarii blocurilor din cartierul Policlinică sunt nemulțumiți că angajații firmei care se ocupă cu toaletarea copacilor îi masacrează de fapt. Oamenii spun că vor rămâne fără umbră și fără cadru verde din cauza primarului Nicolae Barbu, care vrea neapărat să taie pomii din zonă. Domnul primar Barbu a considerat că, având în vedere atâția pomi cât i-a plantat dânsul aici la noi în cartier, umblând cu lopata și cu găleata de apă, a sosit timpul să-i taie. De ce? Habar nu avem. Ca să rămânem noi fără umbră, fără oxigen, fără absolut un cadru verde, decât același ciment, gri, urât. Nu avem voie să protestăm în niciun caz. Mi se spune că nu am voie să stau pe terenul nostru, în fața la blocul nostru. Domnul primar Barbu ar trebui să ia seama la toate ruinele care sunt la 30 de metri față de liceul Tudor Vianu. Stă zidul să cadă pe copii. Mai e nevoie de câte colectivuri se întâmplă în România ca dânsul să ia o atitudine. Avem focar de infecție în centru, fostul meteor, fost pe domnul primar Barbu, acum înainte de alegeri, îl preocupă copacii noștri. Oare chiar așa nu avem dreptul să ne punem un copac în fața blocului? De ce dânsii îmi spun mie că trebuie să mă ia cu forța de aici? De ce dânsii îmi spun mie că îmi cheamă poliția în cazul în care nu mă deplasez? Nu am voie să-mi apăr copacul meu? Eu atâta știu în viață. Nu ești un om adevărat până nu pui un copac. Domnul Barbu, ca primar adevărat, oare câți copaci a plantat aici la noi?
vrea să fie ales. Unde e rodul muncii lui? Unde? Ăsta este dezastru acesta. Uitați-vă, aveam cei mai frumoși pomi din Giurgiu. Acum mi se spune că ăsta e frumos. Ruina aceasta. 3 metri de copac uscat, de tulpină uscată. Asta înseamnă frumusețe la domnul Barbu? Asta vrea să facă din orașul Giurgiu? Statul român cam asta dă prin primarul Barbu. Tăiem, tăiem. E mai, mai greu să adăugăm sau să facem ceva pozitiv. De tăiat e foarte ușor, de tăiat să pricepe oricine. Vecinii mei ar vrea săracii să spună ceva. Dar când cineva ca dânsul acela în roșu vine și spune: fugi, pleacă că ți-am chemat poliția, că nu e de discutat, că eu sunt firmă particulară și că eu tai tot pentru că așa m-a tocmit domnul primar Barbu, cu cine să mai discuți? Cu cine să discuți? N-avem, nu ne-a întrebat nimeni. Domnul primar a venit vreodată să ne întrebe: mă, dar pomii ăștia au crescut ei de capul lor? A avut cineva grijă de ei? Uitați-vă și dumneavoastră, înainte nu se vedeau blocurile acelea de pomi. Acum ce vedem? Pe cine vrea să... Pe dânsul când defilează acum toată ziua în cartier după voturi, pentru că se apropie luna iunie? Asta vrea? Nu este pentru prima dată când toaletările copacilor din oraș stârnesc nemulțumirea giurgiuvenilor. În ultimii ani au fost tăiați fără discernământ foarte mulți arbori, iar bulevarde și zone intens circulate au rămas fără vegetație. Redefinirea spațiului public închis, permisiunea de a se folosi camere speciale pentru fumători sau posibilitatea de constituire a cluburilor ori asociațiilor destinate acestora, iată câteva din datele care pot amenda legea antifumat. Un proiect de revizuire a legii atât de comentate, care ar conduce la o reparație menită a respecta drepturile fumătorilor, se află în vizorul parlamentarilor români. Câteva amendamente care, se speră, vor fi aduse legii antifumat au fost luate în discuție de către parlamentari. Juriștii din Senat analizează începând din 30 martie textul citit de senatorul Stelian Amiron, unul dintre inițiatorii acestor modificări la proiectul de lege, text semnat deja de alți deputați. Potrivit inițiatorilor amendamentelor, fumatul va fi permis în camere special amenajate care să servească exclusiv fumatului și activităților asociate acestuia, cum ar fi consumul de cafea, băuturi calde și băuturi răcorite. Definiția spațiului public închis survine și ea în cadrul amendamentelor, aceasta căpătând următoarea formulare: orice spațiu accesibil publicului sau destinat utilizării colective, indiferent de forma de proprietate sau de dreptul de acces, care are un acoperiș, plafon sau tavan și care este încadrat de pereți de jur împrejur, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar ori permanent, cu excepția spațiilor cu destinație locativă. Foarte posibilă, amendarea legii antifumat ar veni ca un act reparator pentru consumatorii de tutun care, odată cu intrarea în vigoare a legii amendate, ar avea dreptul să fumeze la terase, să se constituie în asociații sau cluburi unde vor putea fuma. De asemenea, în restaurante se vor amenaja camere pentru fumători unde se vor putea consuma și băuturi alcoolice sau nu. Putem deduce că punerea în practică a legii antifumat cu amendamentele în discuție ar mulțumi o mare parte a fumătorilor. În plus, mulțumiți vor fi și patronii de restaurante, baruri și cafenele din cel puțin două motive. Își vor recăpăta clienții pierduți odată cu aplicarea legii în forma sa publicată și aplicabilă din 17 martie și vor dispărea cazurile deja în număr mare semnalate prin care o parte a consumatorilor, invocând nevoia de a fuma afară, ieșeau fără a se mai întoarce pentru plata consumației. Dacă modernizarea și dezvoltarea infrastructurii reprezintă teme esențiale pentru o administrație responsabilă, nu trebuie uitate și alte domenii la fel de importante, a arătat deputatul Florian Nicolae. Un exemplu la care s-a referit acesta îl reprezintă ariile naturale care trebuie protejate. Deputatul Florian Nicolae a evidențiat importanța depunerii de proiecte și pentru protejarea ariilor naturale care țin de municipiul Giurgiu. Pe lângă avantajele privind protecția mediului, astfel de proiecte pot aduce și fonduri considerabile. Se deschide sesiunea de proiecte la Agenția Națională pentru Protecția Mediului. Giurgiu are un președinte. Președintele Agenției Naționale de Protecția Mediului este giurgiuvean. Eu văd că a avut interes domnia sa pentru zona Malu Vedea, dar la Giurgiu n-am văzut interes, pentru că sunt foarte multe locuri și arii care trebuie să protejate, arii naturale care trebuie să protejate. Arii naturale care pot atrage fonduri
suficiente din partea Uniunii Europene pentru protejarea lor. Modernizarea infrastructurii este cu atât mai necesară cu cât înseamnă și confort pentru giurgiuveni, dar și un mediu atractiv pentru investitori, a mai declarat Florian Nicolae. Creăm infrastructura pentru, să zicem, inclusiv pentru șoseaua de centură, pentru dezvoltarea mediului de afaceri. Dar trebuie să atragem, paralel cu asta, și mediul de afaceri, să atragem noi investiții în oraș. Trebuie să reindustrializăm, să participăm, să deschidem porțile pentru reindustrializarea unor platforme, foste platforme industriale, care acum sunt în paragină. Nu în ultimul rând, reabilitarea termică a blocurilor sau anveloparea, cum mi se mai spune, reprezintă încă un obiectiv despre care Florian Nicolae a spus că trebuie tratat cu mare atenție. El a explicat că primăria trebuie să vină cu adevărat în sprijinul asociațiilor de proprietari pentru astfel de proiecte. Jandarmii împlinesc în aceste zile 166 de ani de activitate, iar giurgiuvenii sunt invitați să treacă pragul unității de la Giurgiu în ziua porților deschise. Manifestările aniversare vor avea loc vineri cu începere de la ora 11. Tradiție. Onoare. Disciplină. Siguranță. Familie. Solidaritate. Jandarmeria Română, de 166 de ani în slujba dumneavoastră. Jandarmii giurgiuveni se pregătesc de sărbătoare. În aceste ani ei aniversează împlinirea 166 de ani de activitate în slujba cetățenilor, iar la sediul Jandarmeriei giurgiuvene pregătirile sunt în toi. Vineri 1 aprilie va fi ziua porților deschise, unde sunt așteptați foarte mulți giurgiuveni, în special copii. Sărbătorim săptămâna aceasta 166 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române. Din acest motiv, organizăm mâine 1 aprilie, începând cu ora 11, în fața instituției, un punct de informare a cetățenilor cu privire la misiunile noastre. Vor fi mai multe ateliere de prezentare a ținutei militare, a materialelor de intervenție și protecție, dar vor putea fi admirați și câinii de serviciu. Ne dorim ca giurgiuvenii să fie alături de noi ca și în anii trecuți, pentru că vrem să îi asigurăm că trebuie să ne cunoască activitatea și că pot apela cu încredere la jandarmi atunci când au nevoie. Jandarmeria Română s-a întemeiat pe 3 aprilie 1850, când, printr-un ofis domnesc, domnitorul Grigore Alexandru Ghica a aprobat hotărârea divanului obștesc, semnând legiuirea pentru reformarea corpului slujitorilor în jandarmi. Prin această lege s-a dat statutul juridic armei jandarmeriei și s-au stabilit principiile de organizare și funcționare. La 23 iunie 1865 a fost redactat regulamentul pentru serviciul jandarmeriei de oraș, prin care se stabilea locul și rolul în noua formă de organizare. Cea de-a doua ediție a târgului de primăvară și-a deschis astăzi porțile pentru giurgiuveni. Prezenți la târg, comercianții din toate colțurile țării le oferă giurgiuvenilor produse tradiționale românești la prețuri de producător. Târgul este deschis vis-a-vis de Spitalul Județean Giurgiu până duminică. În acest weekend, giurgiuvenii își pot cumpăra din nou produse tradiționale, naturale, 100% la prețuri minime direct de la producători. Totul este posibil în cadrul celei de-a doua ediție a târgului de primăvară. Cârna stocați cu barda, produse lactate, produse de artizana și dulciuri, asta pot găsi giurgiuvenii pe tarabe. Chiar dacă târgul s-a deschis abia de dimineață, la ora prânzului deja clienții au început să apară. Pentru a câta oară sunteți la Giurgiu? Nu am ținut o evidență, dar... Cred că sunt vreo 4 ani, 5 de când tot venim și venim cu drag. Deci chiar ne-am îndrăgostit de Giurgiu. Sunt oameni foarte buni, cum se cade și vin la cumpărături. Din puțin tot cumpără. Spuneți-mi ce le oferiți. Păi avem jambon de porc, cârnatul tocat la bardă, care este foarte bun. Deja cunosc produsele, clienții când vin. Mușchi, ceafă avem, carne de la untură. De unde ați venit? Bună ziua, din București. Ce le oferiți giurgiuvenilor? Pentru prima oară sunt aici la dumneavoastră, le ofer accesorii, bentițe cu personaje Disney lucrate manual, iar ceilalți colegi ai mei le oferă produse tradiționale, carne, artizanat, mai sunt obiecte de cult, dulciuri de casă. Ce le oferiți giurgiuvenilor? Giurgiuvenilor le oferim gamă variată de produse și de post și de dulce. Avem absolut tot ce ține de tradiționalul românesc, începând cu carmangerie, handmade-uri, absolut tot. Prețurile? Prețurile variază. Avem de la 4 lei, 6 lei pe 100 de grame. Absolut tot ce doriți, și de post și de dulce.
Ne găsiți până duminică inclusiv. Pe lângă produsele tradiționale, organizatorii târgului s-au gândit și la cei mici. Pentru ei și-au făcut apariția comercianții mini-parcului de distracție. Trenulețe, mașinuțe și carusele, toate sunt pregătite pentru cei care îi vor vizita. Târgul este deschis vis-a-vis de Spitalul Județean Giurgiu până duminică. Guvernul a adoptat ieri proiectul de lege privind venitul minim de incluziune, care integrează ajutoarele sociale acordate familiilor și persoanelor singure aflate în dificultate. Noul program va fi aplicat începând cu 1 aprilie 2018 și vine în completarea politicii antisărăcie declanșat de guvern. Potrivit proiectului de lege, venitul minim garantat, alocațiile pentru susținerea familiilor sărace și ajutoarele pentru încălzire, cele trei tipuri de programe de asistență socială care se aplică acum, vor fi unificate în venitul minim de incluziune. Potrivit guvernului, pentru a avea un impact mai consistent privind reducerea sărăciei, sprijinul se focalizează către persoanele aparținând unui segment de 20%, format din cei mai săraci cetățeni. Noul program al venitului minim de incluziune va fi aplicat începând cu 1 aprilie 2018, iar efortul bugetar a fost estimat la 2 miliarde de lei pentru primul an. Cifrele reper sunt pentru ajutorul de incluziune, cifra reper este 260 de lei, pentru în creștere cu 34% față de cu 60%, scuzați-mă, și în cifre absolute va fi de 34% față de numărul beneficiarilor. Pentru ajutorul de familie este de la 260 la un maximum de 428 de lei pentru familiile cu mai mulți copii, iar la ajutorul suplimentar pentru locuință se duce până la un maximum de 600 de lei în funcție de tipul de ajutor de locuință, lemn, gaz, curent electric, ce subvenție va exista. Noile reglementări încurajează părinții să-i trimită pe copii la școală, stimulează încadrarea persoanelor apte pe piața muncii, crește cuantumul sprijinului acordat și asigură atingerea obiectivului României de reducere a numărului de persoane sărace cu 580.000 până în 2020. Din punct de vedere birocratic, este mult simplificat, în sensul că nu se vor mai depune trei solicitări pentru venituri diferite, ci o singură solicitare la primărie, care are datoria și va avea capacitatea să implementeze toate aceste ajutoare pe baza solicitării unice. Sfârșitul acestei săptămâni programează două evenimente interesante la Biblioteca Județeană Ia Basarabescu. Este vorba despre lansarea unei cărți de povești și despre festivitatea de premiere a concursului pentru copii, denumit Cartea care îmi place. La Biblioteca Județeană va avea loc mâine lansarea unei cărți de povești. Cartea se numește Din poveștile copilăriei mele și este scrisă de doctorul Valerian Boțocan. Mâine, la orele 12, ca de obicei, vinerea va fi o lansare de carte. Prima carte scoasă în ediția Bibliotecii Giurgiuvene, o carte de povești, prima carte de povești și prima carte ilustrată color. O să vedeți că în carte sunt foarte multe ilustrații, foarte frumoase, a trei pictori giurgiuveni, Petra Șerbănescu, Roxana Nicolae și Tudor Filip. Un al doilea eveniment este programat pentru sâmbătă și anume premierea concursului Cartea care îmi place. Concursul a avut succes la copii, grație și promovării de care a beneficiat și din partea TV Giurgiu. Vreau înainte să îi dau cuvântul doamnei să vă mulțumesc tuturor celor din media, mai ales TV Giurgiu, care ne-a ajutat foarte mult și a popularizat acest concurs al nostru, și de asemenea celorlalți care ați dat măcar o știre despre lucrul acesta. Organizăm sâmbătă festivitatea de premieră a participanților la concursul nostru online, Cartea care îmi place. Este o carte binevenită pentru cei din ciclu 1-4 și am avut surpriza să constatăm că s-au înscris la acest concurs 45 de copii din ciclu primar, ceea ce este foarte bine. Chiar avem 10 concurenți care au vârste cuprinse între 6 și 8 ani. Festivitatea care va avea loc sâmbătă are și rolul de a marca Ziua Internațională a Cărții pentru Copii. Printre premiile ce vor fi oferite se numără și exemplare din volumul doctorului Valerian Boțocan, ce va fi lansat mâine.
Cei care își doresc copii au un motiv în plus să nu mai amâne această decizie. Ieri, Camera Deputaților a adoptat creșterea indemnizațiilor pentru mame de la 1 iulie. Veștile bune nu se opresc aici. Noua formă a legii mai prevede eliminarea plafonului și primirea aceleiași sume de bani până la terminarea concediului de 2 ani. Creșterea indemnizației pentru mame de la 1 iulie, concediu cu plata până la 2 ani și plafon eliminat sunt cele trei modificări adoptate de Camera Deputaților în favoarea viitorilor părinți. După noua lege, indemnizația pentru creșterea copilului va fi calculată la 85% din veniturile părintelui care decide să stea acasă, indiferent de suma câștigată de acesta. Noua formă a legii mai prevede eliminarea plafonului și primirea aceleia sume de bani până la terminarea concediului de 2 ani. Astfel dispare și plafonul de 1.200 de lei pentru al doilea an de concediu pentru creșterea copilului. Tot potrivit noului act normativ, indemnizația minimă va crește de la 600 la 1.000 de lei, iar cine va decide să se întoarcă la muncă înainte de cei 2 ani, va primi un stimulent de inserție de 500 de lei lunar peste salariu. Legea se aplică și în cazul celor care se află în prezent în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de 1 an, dar și pentru cei care sunt în concediu fără plată până când copiilor împlinesc 2 ani. Vis-a-vis de nou proiect de lege, de fapt noua lege care modifică indemnizația de creștere copilului, OUG 111 și stimulentul de inserție, pot să vă spun că la momentul acesta, la nivelul județului Giurgiu, avem 1175 de dosare de beneficiari în plată, aceștia fiind și la indemnizație de creștere copil și la stimulentul de inserție al familiei. Totodată pot să vă spun că din județ avem 990 de femei în plată și 185 de bărbați. Aceștia, după promulgarea legislației, probabil că și dumnealor vor beneficia de aceste modificări legislative. În prezent, legea mai trebuie să fie promulgată de președintele Klaus Iohannis. Dacă va fi promulgată de președinte, legea va intra în vigoare de la 1 iulie 2016. Campion european și fost președinte al Federației Române de Go, Cătălin Țăranu este un renumit jucător profesionist al jocului cu origini în China de acum peste 2000 de ani. Cătălin, care s-a născut pe 31 martie 1973 la Gura Humorului, a învățat tainele jocului la 16 ani și astăzi este un reputat membru de filiale ale unor asociații de Go din lume. Născut la Gura Humorului pe 31 martie 1973, Cătălin Țăranu este românul recunoscut la nivel mondial ca un foarte bun practicant al jocului de Go, ale cărui taine le-a deprins la 16 ani. O contribuție importantă în formarea ca jucător profesionist a românului din Suceava a avut-o cel care l-a inițiat în jocul de origine chineză, Cristian Cobeli, un profesor de matematică din Vatra Dornei. Apoi Cătălin a devenit primul european care a trecut examenul prin care a căpătat titlul de jucător profesionist după regulile valabile pentru jucătorii japonezi. Ulterior, i-au trebuit doar 4 ani să ajungă la gradul 5 dan și doar 2 ca să atingă gradul 4 dan. Pentru că vestea despre profesionistul din România s-a amplificat, jocul de Go a fost din ce în ce mai agreat și introdus într-o mare parte a școlilor din țară. Câștigător al cupei Fujitsu la Go în 1997, al campionatului european din 2008 și ocupant al locului 2 la edițiile din 2005, 2009 și 2011 ale aceleiași competiții europene, Cătălin Țăranu nu avea cum să lipsească din Serbia, de la Palici și de la competiția europeană din 25-27 martie 2016, unde România a fost bine reprezentată. First of all, about the place and the people, the local people who helped this event to make it possible. I think the place is really amazing. It was very relaxing to be here. So surely we will keep in mind to come back again in this city. Apreciat de japonez, Cătălin Țăranu a fost preferatul unui post național de televiziune nipon pentru realizarea în 1997 a unui documentar despre viața și cariera românului.
Doamnelor și domnilor, știrile TV Giurgiu se opresc aici. La TV Giurgiu urmează rubricile Sport și Meteo și emisiunile Giurgiu înainte de toate și e timpul să vorbim. Sunt Florentina Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc numai bine!